Bună, bine ați venit pe Pretty Tale! De data asta am un video ceva mai special pentru voi. Nu doar că este filmat cu Note 20 Ultra 5G, dar este filmat și într-o locație special amenajată de Samsung pentru creatorii de conținut, care pot veni aici să înregistreze video cu diverse device-uri nou lansate de Samsung. Eu am ales să fac o comparație astăzi între Note 9, Note 10 și Note 20 Ultra 5G, telefonul pe care îl testez în acest moment. Sper că deja ați văzut unboxing-ul pe care l-am urcat pe canalul meu de YouTube, îl vedeți în secțiunea live, pentru că de acum încolo toate unboxing-urile pe care o să le fac or să fie live. După cum știți deja, sunt o mare fană a gamei Note, încă de la primul Note, acum mai spunem Note 1, dar când s-a lansat era Galaxy Note și atât, care a fost lansat acum 9 ani de zile, în 2011. Iar după 9 ani de zile am ajuns la Note 20 Ultra 5G, cel mai bun model din gama Note 20. O să discutăm mai multe despre el, dar o să fac și o comparație între ultimele 3 device-uri lansate de Samsung din gama Note. Note 9, Note 10 și desigur Note 20. Galaxy Note din 2011 a fost primul smartphone de la Samsung pe care l-am testat. Iar pe Galaxy Note 2 din 2012, lansat în septembrie 2012, l-am testat înainte să fie lansat oficial. Și am fost prezentă și la IFA în Berlin, unde a fost lansat oficial către întreaga lume. Poate de asta sunt atât de atașată de gama Note. Dar pe lângă asta, pe lângă amintirile pe care le-am eu legate de primele modele de la Note, gama Note merită toată aprecierea, pentru că sunt niște device-uri super puternice. De la început, asta a dorit Samsung de la gama Note. Nu doar să vină cu un ecran mult mai mare decât la celelalte modele lansate de Samsung, dar să vină și cu ceva nou, mai mult pe partea de creativitate. Aici a venit cu S Pen-ul pe care sunt sigură că îl știți. Iar pe lângă S Pen, tot timpul gama Note a fost mai puternică. Cea mai puternică, de fapt, din toate modelele lansate de Samsung. A venit cu o baterie mai mare, cu un procesor mai bun și pentru că gama Note tot timpul a fost lansată în toamnă, a adus și tot ce era mai bun din acel an. Gama S, lansată primăvara, venea cu anumite specificații, dar gama Note fiind lansată după și tehnologia, după cum știți, avansează mereu, venea cu specificații și mai bune decât gama S. Sigur, în următorul an S venea cu ceva mai bun, apoi Note cu ceva și mai bun, pe lângă performanța ridicată pe care tot timpul a avut-o Note. Galaxy Note 9 a venit cu un ecran de 6,4 inch. Galaxy Note 10, nu 10 Plus, pentru că există și varianta 10 Plus. Galaxy Note 10 a venit cu un ecran de 6,3 inch. Iar Galaxy Note 20 Ultra 5G are 6,9 inch, cel mai mare ecran din gama Note. Cum tehnologia a evoluat de la an la an și modelele au devenit din ce în ce mai puternice, cu procesoare mai bune și chiar cu mai multă memorie RAM. Note 9 are 8 GB de memorie RAM, iar Note 10 și Note 20 au trecut la 12 GB de memorie RAM. Și desigur, și mai multă capacitate de stocare. Ce interesant este că Note 9 are slot pentru cardul de memorie microSD, la fel și Note 20 Ultra 5G, doar Ultra 5G. Dar Note 10 nu are. O să rămâneți doar cu cei 256 de GB de memorie internă. Desigur, și camera foto a evoluat. Note 9 are un sistem dual camera format din două camere, fiecare de 12 megapixeli. La Note 10 a mai fost adăugată o cameră și există 12 megapixeli, 12 megapixeli și 16 megapixeli. Pe când la Note 20 Ultra 5G avem tot un sistem de 3 camere, dar una din camere este de 108 megapixeli. Toate device-urile filmează 4K, dar Note 20 Ultra 5G filmează 8K. Și camera frontală de selfie a evoluat, cum tot mai multă lume a început să-și facă selfie-uri. Note 9 are o cameră de 8 megapixeli, iar Note 10 și Note 20 o cameră frontală de 10 megapixeli. Dar pe lângă senzor și obiectiv și megapixeli, se vede o evoluție în camera foto și din punct de vedere software. Iar asta contează super mult. Am văzut la Note 20 Ultra 5G un autofocus extrem de rapid, cum n-am mai văzut la un alt smartphone.
bateria pare că a urmat ecranul. V-am zis că Note 10 are cel mai mic ecran, de 6,3 inci, și are și bateria cu cei mai puțini miliamperi pe oră, 3500, pe când Note 9 are 4000 mAh, iar Note 20 Ultra 5G, cel mai mare ecran, are 4500 mAh. Durata de viață a bateriei și a crescut semnificativ, dar nu pentru că sunt aceste diferențe de baterie, ci pentru că totul a fost optimizat din software, iar Note 20 Ultra 5G te va ține aproximativ o zi și jumătate la o utilizare normală. S Pen-ul a fost mereu un element distinctiv al gamei Note. Device-uri cu ecran mare de la Samsung au mai existat, așa cum a fost și Galaxy Mega, care în acel moment avea ecranul mai mare decât modelul din gama Note. Dar S Pen-ul mereu a fost doar al gamei Note. Acesta este S Pen-ul de la Note 9, deși telefonul este albastru, de la Note 10, deși telefonul are o culoare așa foarte holografică, și de la Note 20, care acum se potrivește cu telefonul. La prima vedere, S Pen-ul nu pare că a evoluat foarte mult, cel puțin în ultimii 3 ani. Arată aproape la fel, aici este o margine metalică. Acest element, ca la un pix normal, este încă de la Note 9. Dar, deși arată aproape la fel, mai mic, mai mare aici, și în funcție de device, în fiecare an a fost îmbunătățită partea software din spate și mai ales precizia S Pen-ului. La Note 20 Ultra a fost adăugată și o parte de inteligență artificială, ce își dă seama înaintea ta ce vrei să scrii sau să desenezi. Astfel încât S Pen-ul nu o să scrie înaintea ta, dar o să te urmeze perfect și nu o să rămână în urmă. La Note 10 și la Note 9, dacă desenai foarte mult și foarte rapid, desenul de pe ecran rămânea un pic în urmă. La Note 20, Note 20 Ultra, nu o să mai pățești asta. Ce aș alege eu în acest moment dintre Note 9, Note 10 și Note 20 Ultra 5G? Desigur, Note 20 Ultra 5G, cel mai nou, cel mai bun, cea mai bună cameră foto, cel mai mare ecran, dar și cel mai scump, costă 6500 de lei. Așa că dacă nu mi-aș permite acest device, zic eu că ar fi o alegere foarte bună chiar și Note 9, care încă este un super smartphone. We'll be right back.